2-2-10. Asta e una din chestiile alea care atunci când dai drumul la microfon știi sigur că nu o să mai spui la a doua oară la fel și vrei să o lași așa cum e, cum e prima dată, fără să mai ștergi și fără să te gândești ce o să mai fie dacă începi să aberezi. E ora 8:30, doar ce a plecat curva de aici, am înregistrat până la ora 4:30, e ziua mea liberă, mâine, de fapt azi, ci azi e mâine, mâine e ieri, nu mai știu. Trebuie să mă duc la lucru și ar trebui să mă și odihnesc. Ideea e că trebuie să termin albumul ăsta cât mai repede. Și ceea ce vreau să spun e că, într-un mod cât mai simplu, frate, dacă faci rap, fă-l așa cum trebuie. Nu-ți bate joc. Dacă stai în casă și vecinii îți dau găuri în tavan, fă-l și înregistrează cu tot cu sunetul ăla. Înregistrează și cu sunetul, cu zgomotul de fond, cu ce-ți vine ție să tragi. Să știi că nu contează, contează ceea ce simți. Contează ceea ce simți și să spui ceea ce vrei să spui. Indiferent că te legi de cineva, dacă te legi de cineva, leagă-te, fă-o cu cap, nu-ți fie frică. O să-ți iei pumni în dinți pentru mult mai puțin. Mi-am luat pumni în dinți pentru mult mai puțin. Mi-am băgat pula în N și N și N nume și n-a venit nimeni la mine să-mi spună: bă, frățică, ce coios ești. Au venit frații mei și mi-au spus că sunt mare bulangiu, că sunt figurant. Frații mei, și nu contează, ține minte că toate trec, toate trec, ca să lasă loc la alea care mai vin după. Ține minte cine ești, ține minte ce faci, ține minte pe cine ai futut, pe cine trebuie să fuți și să nu uiți niciodată cine te-a futut. Ăsta e rap, în rest e vorba lui Riu Dance. Mă doare în pulă, mă doare în pulă, trebuie să te doară și pe tine în pulă. Să nu uiți niciodată chestiile astea. Ține minte că până să ajungi unde vrei tu să ajungi e un drum lung cu multe obstacole, cu mulți oameni care o să te împiedice și care o să-ți fure și ultima formă de onoare. Fii bucuros dacă greșești. Dacă greșești înseamnă că înveți, atât timp cât nu faci aceeași greșeală de două ori. Ține minte chestiile astea. Ăsta e comicul. Ăsta nu e connector. Ăsta nu poate să fie un produs de marketing. Din asta mi-am făcut numele pe care l-am. Nu pot să-i zic renume, dar prin asta mi-am făcut prieteni. Și n-o să mă schimbe atâta timp cât dau rec. Nici banii de pe cec, dar nici anii care trec. E pentru nopțile în care mi-am futut creierii. Pentru tovarăși, pentru piste, pentru familie, pentru părinți, pentru bani, pentru tot. Și am găsit un singur remediu. Hip-hop-ul.